L-ai văzut pe băiatul ăla cu cardul Luca Carboni, nu știu cum e, un băiat în octombrie anul trecut, circuit Cupă Mondială karting, Cupă Mondială de oameni bătrâni, adică master, ca să nu înțeleagă lumea așa. El scoate unul în decor și el se duce, își rupe partea din față de la kart, el s-a accidentat, se intrase în decor, așa, și l-așteaptă pe ăla să treacă pe pistă. Și o aruncă în cap. Am văzut ceva, dar nu știu că da, ăla îi aruncă, nu-l nimerește, îl nimerește pe un băiat din spate, că i-a trecut așa, i-a dat suspendare 15 ani, eu n-am auzit. 15 ani, dar el s-a retras a doua zi dimineață, la 23 de primăveri, deci el practic nici nu începuse bine. După aia s-au dus, s-au încins și un pic și la boxe, și adică nu este sport. Box. Da, nu este ăsta sport. Deci dacă dai drumul la televizor, revenind, stimate domn, te uiți la disciplinele. Și apropo de karting, îmi place să mă mai duc la kartingurile astea de aici din București. Și te dai cu ele? Da. E foarte mișto. Da? Așa am constatat că e cam greu, că nu mă puteam ține de un puști în fața mea, nici cum să-l depășesc, dar era maxim. Leu, acolo trebuie să fii mai subțirel, nu? Băieții aia, motocicliștii, au 40 de kg și două foițe. Dar ce, mă, mică, ce mânca, n-au bani sau de ce? Păi nu că n-au bani, dar trebuie să stea și jockey, e ca jockey, gândește, ca da. Da. Trebuie să fii mititel și subțirel ca să Dar urmăreai Formula 1 și Măi, am mai urmărit așa pe vremea aia. Da, deci mai urmărit-o, da. Știam, de exemplu, mă uitam când era Mansell cu Prost, când era Senna cu cu Schumacher, cu cine era? Nu, cu Senna, Schumacher nu era. Schumacher era wannabe atunci. Păi cu cine? Cu Villeneuve? Cu cine era? Cu ăla, cu Villeneuve. Atunci. Dar așa, cred că... Tot cu ăla cu mustăcioară, cu Mansell. Tot cu Mansell. Păi nu era cu Nigel și el, da. Da, cu Nigel. Nigel. Nigel, Nigel. Am înțeles. Da, deci nu mai uitam. Dar, de exemplu, Gicuță Hagi, că tot nu îmi vine să cred. Gicuță Hagi, cu Marce Tuțu Condorățeanu. Pasadena, 1994! Gicuță Hagi, am făcut niște sporturi împreună și am stat și eu, ne-am strâns mâna, ne-am povestit. Da. Păi și când ți-a spus lungă și pe-a doua, tu ce ai replicat? Sau cum? Mamă, deci mi-aduc aminte, apropo, îmi aduc aminte că am deschis... Uite, o poveste din asta cu sportul. Da. Vai. Când s-a dat drumul, când a fost inaugurarea oficială a noului stadion de la Ploiești, așa. A jucat Petrolul cu echipa frumoasă de așa. Da. Și eu aveam alt rol, eu trebuia să filmez pentru emisiunea noastră, dar cel care era însărcinat cu prezentarea show-ului n-a mai putut ajunge și m-au găsit pe mine. Mi-au găsit un costum pe acolo ca să fiu și eu prezentabil, nu știu ce. Și tu ai prezentat, și am fost prezentare, Ai fost speakerul. Speaker, da, și hai drumul, dă-i menestrelul. Așa, transmis în direct la televizor, numai și pe ce canal, așa. Și zice, acum vezi că trebuie să pui niște întrebări, zic, când încep ăștia. Și am zis, ce dracu să întreb? Era Hagi cu Dumitrescu, cu Ilie Dumitrescu. Și acum o întrebare. Și cum vă simțiți? Ce să întrebi? A fost offside? La offside cum? Da, deci a fost momentul carierei mele de prezentator. Bun, deci nici cu Gică Hagi Pasadena. A intrat tu, rege, zeul românilor care ne-ai scos în stradă. Și oameni, Tuțu Condorățeanu, și oamenii în samavolnicia lor de americani ai închei, au luat bucăți de gheață și aruncau cu în capul tău. Și tu, imperial, imber, cum ești întotdeauna, te-ai aplecat, regele românilor, Gică Hagi, născut la Săcele, ai luat bucata de gheață și într-o ironie, într-o zeflemea frumoasă făcută la adresa lor, ai băgat bucata de gheață în gură, dându-le umilință celor de acolo. Păi ce să fac, Tuțule, dacă mi-era sete? Da. Deci nu ai ieșit pe străzi atunci? În 94 ce etate aveai? Eu cred că aveam 40 de chile. Etate 94, păi cât să fi fost? De 79? Da. De 15 și eu. De 15 ani și erai clasa a 3-a. Da. Sau a 4-a. Nu, era mai apare, nu că m-au dat la 6 ca să nu mă mai țin acasă, consumam prea mult curent. Da, am înțeles. Era mai bun la școală. Și n-ai ieșit pe străzi? Nu cred. Adică la voi unde să sărbătoream bistrița? Nu e bășcălie, unde să sărbătoream? Ieșeați la universitate? Da. Universitatea Decebal. Nu știu, Decebalul, deci nu, nu cred că nu. Nu poți să scoți nimic de la tine. N-am, dacă nu, din păcate ți-am zis, la capitol. Deci aia hăiau, dărâmau România cu Columbia, cu El Tren Valencia. Cred că am văzut și eu meciurile alea. Ai văzut cu El Tren Valencia, cu Freddy Rincón? Sí, claro. Con Argentina. Da, da. Una pelosita. Oare când, știi ce, când am mai văzut România la ceva, când s-au întâlnit, este tot pe Netflix, Pele. Pele? Pele. Așa. Biopicul lui, e biopicul lui. Și am văzut în biopicul lui meciul cu România, l-am văzut și pe Hagi. Deci care fost, mă, Pele cu Hagi? Au fost, sau nu Pele? Nu? A, da? Deci nu era el, nu? Bă, ce canal de uiți?
Pelé era cu Gicu Dobrida, nici pe Gicu Dobrida l-a prins, era cu Dumitraș. Nu, 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 gata, gata, știu, știu, știu. Stai, 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 cum îl chema pe domnul, pe portarul celebru? Rică. Ricuță, mă, pe Rică, pe Rică, pe Rică, așa, scuze. Rică, Rică, da. Răducanu, cu... Da. Ei erau cu Garincea, Didi... Rică, Răducanu, da. Rică, Rică, și ai prins pe toți, adică Garincea, Didi, Vava, Pele, Zagalo, Gealma, Santuș, toți. Nu i-ai prins pe ești de aia? Nu i-am prins, co! Da. Garincea, pasărea paradisului, care avea un picior mai scurt și din senzațional. Așa la Botafogo. Nu i-ai prins pe ăștia? Pasărea paradisului? Ce dracu ai fumat? Nu știu, dar ai vrea și... Și stricat apa asta, vă jur. Deci, cineva să-i pune ce? Garincea. Despre... Cum? Garincea. Garincea? El mare Garincea. Da. Nu numai Garincea, mare deci, Garincea. Pele lui era cu Hagi, era cu Garincea. Bun. Vrei să fii serios și da, cum să nu. Există un, a existat un domn care s-a intitulat Mane Garincea, care din naștere, pentru că a avut probleme cu poliomielita, avea un picior mai scurt. Ce tristețe! Și la senzațional, mult așa. Mai bine decât Pele. Se oare spune că Pele a fost făcut mare de Mane Garincea. Am înțeles. Și de băieții și care jucau la Botafogo. Botafogo Rio de Janeiro. Păi ăștia ești, dacă nici Botafogo Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro am auzit. Flamengo, n-ai auzit de Flamengo? Cum? E frumos, dar sună. Deci Flamengo, Botafogo, de ăștia n-ai auzit. Nu. Fluminense, dar de Maracana ai auzit? Maracana. Adică, știu, știu. E stadiu Mario Filiu du Maracana. E stadionul Maracana. Da, marele stadion Maracana. Maracana. Și avem unul la fel. Am fost pe unul mai mare decât Maracana. Da? Da. Unde ai fost? Pyongyang, da. Ai... În Coreea de Nord, ăla e mai mare decât stai, Maracana. Stai, stai, stai. Oh, oh. Și acum, la și 9 minute, spui că ai fost în Coreea de Nord? Da. Pe stadionul 1 mai da. Din Coreea? Uite, și știi ce pot să spun la, la, din în Coreea de Nord? Un singur gras? Exact. Și tot timpul moare ăla, vine altul. Tot gras. Păi, ce... Stai, stai, stai un pic. Deci, acum, la și 9 minute, 2008, spui da. Că ai fost... Ce ai făcut acolo? Măi, m-am dus într-o vizită foarte interesantă de prietenie și bună vecinătate a popoarelor da. Române înfrățite, înfrățite cu chinez poporul, și da, poporul și nord-corean, fără nicio exagerare. Într-o călătorie s-a ivit o oportunitate prin 2008, 4 zile, în care am vizitat tot ce s-a putut, CC al PCR, corect. Așa. Și una dintre, apropo, că dacă toți suntem de sport, să facem și noi lipeala cu sportul, ne-au dus la un moment dat să vizităm două temple în care... Fostul, când am fost eu, în 2008, încă era Kim Jong-un, nu, Kim Il-sung, Kim Il-sung încă era da. Președinte. Și tatăl, nu, Kim Il-sung era primul și Kim Jong-un era da. Al doilea. Și toate cadourile primite de alți președinți erau zăvorâte și ascunse aha. în aceste două temple, care erau construite cu spatele la munte, ai fi zis că e un... O clădire cu vreo 40 de, hai să zicem, 40 de camere. Și ne-am dus pe acolo, ne-am făcut circuitul, bla, bla, haideți aici niște culoare din alea lungi ca în casa da. Presei libere. Intra, haideți să vă arătăm aici, deschidea eu ușă, poc, un vagon în interior. Vagon primit de la Stalin. Mai deschidea eu de o colecție de Volt și de limuzine oh. imperiale. Ma. Și la un moment dat ne-au dus la alte cadouri primite de, de mai temir cine și am ajuns și la cadouri primite de la Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu. Printre care ghiși ce era? O minge de fotbal sau nu. Ce? Călușarul. Nu, cupa câștigată de Steaua. Poftim? Da, era acolo. Cupa campionilor europeni exact. În 86, da. O replică ceva. O replică, normal. Da. O dăduse Ceaușescu cadoul da. Lui Kim Il-sen. Cum da, îi da, făcuse? Da, da. Că era tătucu atunci, da. Nu? Da. Kim Il-sen. Da, 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 da. Păi asta e tare de tot. Da. Da. Și ai fost pe stadionul 1 mai? Și am fost acolo pentru că am ajuns la Arirang, la festivalul ăla al lor, Mass da. Gymnastics, în da. Care joacă toată lumea. Cred că da. Nu există cetățean din Coreea, din Pyongyang, care să nu joace, să nu activeze în cadrul show-ului. Și într-adevăr, este mult mai mare. Are vreo 260.000 de locuri, ceva de genul ăsta. Da, da. E... Am o filmare pe YouTube cu... Asta este absolut epocală. Foarte tare asta. Foarte tare. Revenim la sport un picuț da. Așa pe final. Asta e pe final? Da. Ți-am zis că o să treacă repede. Și cât și au trecut? Mori, n-am băut nimic. Și cartofii a prăjit tot mai vin. Tu n-ai băut, eu n-am mâncat. Dintre personajele, dar ți-au trecut pe la ureche, că nu te uiți la ele. E vreunul care ți-a reținut atenția? Messi, Cristiano Ronaldo, din băieții ăștia de acum. Din fotbal? Din sport. Din sport. Păi, e vreunul? Ăștia de prin Formula 1, de prin GP care îmi plac. Da. Marc Marquez, ăștia, cine? Păi da, toți. Îmi place, da. Quartararo, francezul vieții. Da. Îmi pare rău de Rossi, că săracul la 42. Încă trage bine, dar iese e cam pe ultimul, pe ploton, așa. E parcă îi lasă pe copii. Hai mă, mereți voi înainte, că vin și eu. 42 de primăveri, da. Da, dar, na, o să vină tare din spate echipa lui, pe care și-o
o lucrează în Moto 2, în Moto 3, o să vină tare băieții. Deja unul de la echipa lui în MotoGP. În rest, mi se pare foarte interesant Formula 1. La tenis m-am uitat așa foarte vag. Ține cu româncele noastre, dar nu pot să zic. Handball că... nu, cu fetele, nu. Olimpiadă, că mergem acum. Mergem. Păi mergem și noi, avem vreo 80 de oameni. Și cu echipa națională, cu echipa națională olimpică, cu echipa olimpică. Oh. Mergem la fotbal, am mai fost din 64, bineînțeles, da, că știi, la, de la Tokyo. Tot de la Tokyo. Știi bancul cu Tokyo, Tokyo nu. Banii mami. Bun, și mergem acolo. Mergem acolo. Așa? Nu știi din 64 cu nu. Crăcănel Constantin când a ratat la Yokohama? Nu. Nu. Ce să fac? Am înțeles. Dacă da, e să întrebăm dacă întrebăm cum să stoarce strugurele, asta vorbim 4-5 ore, da. Da, da. Aia nu mai se duce lumea la sport, da, aia nu mai e omul, că se uită la televizor și pe aia zi, auzi, lasă-mă și cu știrile voastre sportive, că dacă și-a luat ăsta... Dacă nu mai avem sport... Dacă și-a luat Lăcătușul o geantă sport, vorbim de știrea că și-a luat o geantă sport. Era nu mai sport, e fashion. Fii atent, ultima întrebare, dar nu s-a mai fost pusă niciodată. Ce-ți dorești de la 2021? De la 2021? Da, ce a mai rămas de? Nu, sau uite acum de sărbătorile pascale, ce urmează după? Să scoți spumantul? Stele. Spumante. Îmi doresc de la 2021 nu mai vii până atunci la emisiune. Adică nu, dacă mai vrei, nu te mai deranjăm noi. Tu vin, când scoți spumantul, da, vin la suni. Tine direct. Exact. Da. Îmi doresc să duc planul în aplicare al investițiilor și al lucrurilor pe care le fac pentru îmbuteliere, adică pentru vinuri. Bun. Mai am niște proiecte la care lucrez mititele frumos, să dau drumul la proful de vin, din nou, să mă apuc de sport. Vreau să mă apuc de sală, vreau să dau jos investiția pe care am depus-o într-un singur pătrățel rotunjor, ca tine. Păi da, pentru că îi stau ca ăla de matematică și noi suntem dictando. Exact, da. Deci, da. Aș dori să mai... Da? Da, să mai... Dar chiar la sală te duci? Păi nu dă mese și asta, să lăsăm bășcăria. Nu acum, că ai găsit motiv că nu poți acum. Am fost o vreme, am fost, până acum 3 ani am fost. Te duceai? Mă duceam, da. Bunicule! Dar, na... Am înțeles. M-aș reapuca. Deci și m-aș uite, de exemplu, acum m-aș apuca din nou unde stau eu în urbea locală. M-aș reapuca de tenis un pic, ca să mai alerg un pic, să mai pun și eu am picioarele înțeles. La muncă. Ah, și dacă tot m-ai întrebat așa. De sport, uite, ultima dată când am făcut sport a fost alaltă ieri, m-am dat cu schiurile pe Transalpină. Că fac sportul ăsta de iarnă. Și schi și acum, pe 1 mai. N-ai avut timp toată iarna. Nu. Și te-ai dus? Și mai e zăpadă? Extraordinar, a fost o zăpadă minunată și deci 7 oameni pe pârtie. La sfârșit a început să vorbească de sport. A fost la 7 oameni pe pârtie, extraordinar, da. Deci ai luat pârtie, practic. Da, m-am dus cu Maga și cu Crețu de la Vanc, colegul care mai și lăutărim puțin. Eu l-am învățat, l-am dat la placă. l-am învățat când am fost... Nu mai ascultați, vă dați pe ea. Da, exact. Am înțeles. În loc de placă de păr, a luat placă de picioare. E foarte cool, foarte mișto. Cosminele, să-ți dăm ce să spune la vin? E ceva fir întins asta sau cum e? Suerte? Degustare plăcută. Degustare plăcută. Foarte, uitați cât de frumos. Urgi să vă sărute, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, Cosmin Tudoran și pe Tudoran pe U și pe toate cele, că Oprișan nu o să mai zică de mine niciodată, până tura viitoare. Până la spumant. A fost alături de noi Cosmin Tudoran, să dea Dumnezeu toată sănătatea, proful de vin, da? Să dați pe mine. Mii de mulțumiri încă o dată. Ne oprim doar o secundă ca să mergem la concurs. Dragi prieteni, după o repriză de vinișor, că vinul merge perfect cu sportul, nu vă uitați la mine cum arăt, eu doar sunt menestrelul, cel care trebuie să vă vorbească. Pe Aspu.ro ați intrat destul de mulți, iată că am două pagini de oameni care au intrat și care trebuie să boteze echipamente, să boteze, nu să boteze, cu B, echipamentele oferite de prietenii noștri de la Aloshop.ro și noi alegem așa, facem un quorum, niște băieți minunați și alegem... ceea ce considerăm noi că este cel mai important botez, cel mai frumos nume pe care dumneavoastră voi l-ați dat acestor aparate de la Aloshop. Ne-am oprit la Magdalena, stați puțin că nu știu dacă știu să citesc, Erzeni, și care a botezat aparatul de la Aloshop The Punisher. Adică cât de frumos, eu chiar mă și... Din cauza asta unii nu se apucă de sport. Glumim, desigur. Au fost multe, foarte multe răspunsuri. Ăsta este aparatul cu care, cum spun eu, dacă nu slăbim, măcar să ne menținem în formă. Nu ne oprim însă aici, pentru că pe azi până găsiți regulamentul. Continuăm alergarea, ca să zicem așa, cu produsele oferite de Aloshop. Săptămâna viitoare, tot pe vremea aceasta, la 11 și un sfert, 11 și un picuț, alegem, extragem alt câștigător. Aspu.ro, gratuit, intrați acolo, vedeți ce aveți de făcut, regulament simplu, 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 o ținem mult mai mult, în fiecare vineri anunțăm aici
câștigătorul. Să aveți baftă multă și să vă apucați de sport dacă nu mai putem merge la sală. Mii de mulțumiri încă o dată, weekend plăcut. Aveți grijă, mâncați și pește, că sunt florile. Ne revedem luni, toate cele bune, la revedere! Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.